Douglas to try to get in the shot that will finish things in his the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. Cine și cum a fost învins Mike Tyson? Cine l-a învins pentru prima dată pe Mike Tyson și cum a făcut-o? Este o poveste inspirațională pe care mie nu-mi place să o ascult de fiecare dată când simt că sunt puțin lipsit de inspirație, și sper că această poveste să vă inspire și pe voi să vă urmați visul. Haideți să aflăm cine și cum l-a învins pe Mike Tyson pentru prima dată. După cum bine știți, Mike Tyson este unul dintre legendele boxului mondial, da, după Muhammad Ali. Cu toții îl știm de cariera lui de sportiv, de performanță cu knockout-uri dezastroase, unele povești ale bătrânilor pe care le-am auzit mi-au spus că dacă nu te uitai de la începutul meciului, puteai să pierzi meciul, nu puteai să vezi cum a învins, că majoritatea knockout-urilor erau ori în prima, ori în a doua, maxim în a treia repriză el deja și le dădea knockout la adversarii lor. Și a fost un sportiv foarte agresiv, puternic, feroce. Majoritatea adversarilor lor erau temători atunci când intrau în luptă cu ei. Însă, până la un adversar, da? Totul, cum e și vorba aceea, fiecare naș își are nașul. Și acest adversar se numește Buster Douglas, da? Însă nu este doar un simplu, nu a fost doar un simplu adversar, pentru că acest sportiv, acest luptător care a luptat împotriva lui Mike Tyson, în spatele lui a fost o presiune foarte mare, o presiune foarte, foarte mare. Și care a fost această presiune? Care a fost de fapt acea motivație ca el să câștige? Înainte cu câteva săptămâni de lupta lui cu Mike Tyson, mama lui, unde lucra la salonul de înfrumusețare, s-a lăudat cu fiul ei că fiul ei îl va învinge pe Mike Tyson. Ca orice părinte, nu? Își laudă zeștea. Da? Ca orice părinte, noi ne lăudăm copiii. Da? Și a început să spună la toată lumea că fiul ei îl va învinge pe Mike Tyson. Însă, lucrurile au luat o întorsătură mult mai gravă, chiar cu 2 zile înainte de meci. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cu 2 zile înainte de meci, mama lui Buster Douglas a murit. Și oarecum rezonez puțin cu sentimentul lui, pentru că și-am trecut pe niște probleme chiar înainte de o competiție. Gândiți-vă ce se afla în mintea acestui sportiv. Cu 2 zile înainte să-ți moare persoana care ți-a dat viață. Gândiți-vă ce presiune și ce gânduri avea în minte atunci. El s-a gândit: oare voi permite ca visul meu de a-l învinge pe Mike Tyson, ceea ce a spus mama mea tuturor că îl voi învinge, să moară odată cu ea, sau voi lupta, voi da tot ce mai bun din mine și îmi voi îndeplini visul de a-l învinge pe Mike Tyson? Și după cum bine știți, Mike Tyson fiind un sportiv foarte puternic, feroce și care avea lovituri dezastroase, lupta de curs a fost cu întorsături foarte mari. Da? Până în repriza 6-7, Mike Tyson a tot pus presiune pe el. Chiar l-a și pus jos pe Buster Douglas în a 8-a repriză. În a 8-a repriză i-a dat o numărătoare de 8 secunde, da? 1, 2, 3. Când s-a terminat numărătoarea, Buster Douglas s-a ridicat. S-a ridicat și chiar când se înceapă lupta, atunci a sunat gongul, a salvat gongul. În a 9-a repriză i-a făcut față din nou lui Mike Tyson și în a 10-a repriză s-a întâmplat minunea. În a 10-a repriză, Mike Tyson a fost pus jos de Buster Douglas. A fost primul din cariera lui Mike Tyson care a dat knockout. Buster Douglas a fost primul din cariera lui Mike Tyson care a dat knockout. Nimeni nu ar fi crezut că este posibil așa ceva. Însă, cred că în spatele acestui knockout a fost de fapt motivația și dorința lui de a demonstra lumii ceea ce mama lui a spus că va face, da? Durerea, suferința care a primit-o din partea decesului mamei lui a folosit ca energie să câștige acest meci. A zis, bă, cred că mintele au zis, ori renunț și pierd rapid, ori lupt și îmi îndeplinesc visul. Și să știți că reziliența este unul dintre cele mai mari avantaje pe care le avem în această viață, drumul nostru spre ne îndeplinim obiectivele, da? Trebuie să nu renunțăm atunci când înfruntăm o problemă, o durere foarte mare, când de fapt acea problemă, acel obstacol mare pe care îl întâmpinăm, de fapt este acolo să ne aprindă o scânteie și mai mare în interiorul nostru, da? Îndoielile, criticile pe care le primim din jurul nostru trebuie să le folosim ca și combustibil pentru flacăra care avem în interiorul nostru, pentru acea flacără care ne ajută să ne îndeplinim obiectivele, care avem spre obiectivele pe care vrei să le îndeplinim. Și după acel match, să știți că Mike Tyson a început să fie învins, dar nu s-a mai putut recupera mental, să spun așa, psihicul lui n-a mai fost atât de puternic, dar nici rezistența lui nu mai era atât de bună, pentru că majoritatea sportivă a văzut că Mike Tyson poate fi învins, poate fi pus jos, cu toții au început să capete încredere că pot să o facă. Și să știți că unul dintre cele mai mari calități pe care putem să avem este încrederea în noi înșine. Atunci când vedem că nimeni nu are încredere în noi înșine, cel mai important este ca tu să ai încredere în tine însuți că vei reuși să faci ceea ce îți propui, că vei reuși să-ți îndeplinești obiectivul pe care tu vrei să ți-l îndeplinești. Da? Spor la treabă. Sper că această poveste v-a inspirat. Da, este o poveste inspirațională pe care unul mă inspiră de fiecare dată când mă confrunt cu obstacole și cu dureri. Sper că v-a inspirat. Dați tot ce mai bun din voi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, subscribe și share mai departe. Să aveți o zi excelentă, campionilor! Ciao!